Bună dimineața, în primul rând, o nouă zi de pescuit. Înainte de a începe pescuitul, am vrut să vă arăt câteva imagini. Foarte multă lume mă întreabă, dom'le, de ce îți place așa de mult? Pentru aceste imagini, pentru frumusețea locului. V-am spus niciodată, deci niciodată, repet, nu m-a interesat cine este administrator. Plătesc, respect regulamentul, în rest, cam asta ar fi. Nu-mi plăcea automat, pe banii mei mă duc în orice parte. Dar dați-vă și dumneavoastră. Și mai ales că stau un timp limitat, câteva ore. Nu stau mult. Pescuiesc decât cu un singur băț de 4 metri. Nu este nimeni pe baltă. Bine, nici nu ne-am mai băgat pește. În fine, fiecare face ce dorește. Niciodată nu a fost adeptul să învăț și eu pe altcineva. Nu? O să încerc să prind câteva pește și o să vă pot arăta. Pe partea asta se vede ce frumos. Înainte de a începe partida, m-a rugat cineva foarte mult să-i arăt linia. Și e principal de 12. Stați așa o secundă să vedeți mai bine. Aceasta e pluta la care dau. 0,... Dar, în fine, dau la plute foarte, foarte ușoare. Bine. Prumbul curisă, vă arăt imediat. Bățul Tubertini, 4 metri. Fier de 12. Prumbul curisant, opritor, agrafă, după care vine fosfat de 10. Stați așa că vă arăt imediat. Unde e șacul? Vă arăt șacul imediat. Cineva ieri mi-a comentat, domnule, zice, dai la, așa, în fine, cuvânt, am uitat, dar de câte ori vin patronul, stă în spatele tău, în momentul în care prins câțiva pești. Să uite la ce dai, cum dai, nici un patron automat nu va face nicio concesie. Dau la un ac, dau normal, dau clasic. Să vedem dacă vă pot arăta și niște pește. Undeva în stânga mea sunt porțiuni de gheață, pe malul apei sunt porțiuni de gheață. Am luat vreo 5 caraj, nu știu cât am luat. La primul caraj prins o să vă arăt pescuit la liberul, după cum vedeți. De obicei, iau câteva bucăți, ca să vă pot arăta la sfârșit. După care, îl filmez în direct. Dar nu e nicio problemă, sigur o să vă arăt. Ca întotdeauna puțin pescari, peștele foarte, foarte rar și foarte, foarte bandit. Bandit în ghilimele. Un mișt exact ca la coc. În fine,
supărați și dumneavoastră că așa e oprind, dar ui, să mă arăt. De ce cum se zice? Ușor. Uite, abia, uitați-vă și dumneavoastră, s-a supărat. Exact, uitați-vă. Bă, o atinge. Bă, o atinge. Garasul e frumos. O să mai vă arăt. Poftim, da. Nu dau decât la liberul. Ușor ca să nu scăpem. Scuzați. Eu adiat. De multuri. Ui, să... Sărcărăși e frumos. Nu l-a spus supărat. La sfârșit cât și el. Păi ce că... Formă... Ziceți... Hai. Ce bun. Pe jură. Un fric, îl fac gheață. Ai văzut cu ala tata. Da, să vedem pe unde o scot. L-ai luat? Nu ai luat? Nu ai nimic. Uf, doamne. Zici că... Sunt rari. Dar e foarte, foarte finuț. Ia de cât mai rând, dar am luat. Să vă arăt. Stau să vă arăt ce am luat alinuri. Da, ce crește micuț. Niciodată nu voi lua așa ceva. Niciodată. Gata. Cred că am luat 7 bucăți de crește. Da. Nu mai veni lume. Că întotdeauna distracție mare. Uitați-mă. Bărână. Și-am băgat și 2 viermi. Poate. Dar vine de la mică. Frumos afară. Trendy. Ca întotdeauna. Relaxare și distracție. Văd că s-a topit gheața de lângă mal. Da, de astăzi s-a terminat. Imediat o să vă arăt și peștele. Pescuit foarte greu.
și data trecută, sta să vi răstorn în... să răstorn în... lumea pleacă. Mai deschid un altă. Ce? E frumusit. Părerea mea că asta, nu asta cum stă frumusit, am... În momentul în care nu trage. Carosul. Uitați-vă ce frumos este de care prins un galben. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Nu, văd, nu pot niciodată. Ăștia cred că sunt din altă. Nu, 20 ceva de carași. Greu de tot. Am păcălit. Ce-aș putea să vă spun, vă doresc o zi frumoasă, fir întins, numai bine!